consiliile județene fiind organismele care sunt mai apropiate de unitățile administrativ-teritoriale și suntem primii care primim semnalele din județ atunci când lucrurile nu merg bine, poate face mai mult și poate interveni mai prompt asupra transportului public local. Dar așteptăm să vedem exact cum se va modifica legea și în funcție de asta și noi ne vom reorganiza compartimentul din cadrul direcției tehnice, care în momentul de față este un compartiment în cadrul direcției tehnice, astfel încât să putem face față și să putem interveni în transportul public local. Eu m-am uitat puțin pe chestiunea asta. Ea, dacă vreți, arbitru pe legea transportului public local, nu l-a dat Ministerul Transportului. Are rău ăsta. Îi dau niște licențe. Licențele sunt foarte importante. Și cred că licențele ar trebui să le dea Consiliul Județean. Nu să le dea, nu știu ce, are rede nu știu unde. Nu cred că trebuie să... Ca și banii din taxele care le iau ei da, și da, și da, nu cred că de... Treaba este, cred că, a Consiliului Județean, pentru că el administrează întregul județ ca virgulă Consiliul, sunt oamenii aleși acolo și e dreptul lor, pentru că ei trebuie să te duci la rele și spune că nu poate să dea licență, că nu știu de ce nu vrea el. Nu e regulă lucrul ăsta. Nu e regulă lucrul ăsta. Indiferent cine e președinte, indiferent ce Consiliul Județean e, eu sunt convins de lucrul ăsta că Consiliul Județean trebuie să aibă, să trebuie dacă să aibă. Dacă îmi dați voie, vreau să închei în felul ăsta cu o întrebare care pleacă către domnul primar și accesorul, cred că și dumneavoastră puteți să ne răspundeți pe zona asta. Slatina este tranzitată în zona străzii Oitus și mai departe spre